veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvim pe Domnul și de data aceasta pentru posibilitatea de a fi împreună cu Scripturile și unii cu alții și, bineînțeles, în primul rând, cu Dumnezeu care ne-a oferit părtășia sa prin harul răscumpărării. Lecția se numește Slujitorii Harului. Dacă în urmă cu o săptămână am observat mijloacele Harului, cum în mod special prin rugăciune și lucrarea Cuvântului Dumnezeu se ocupă de noi și noi putem să creștem în Harul lui Dumnezeu spre desăvârșire și spre mântuire, de data aceasta vom vedea cum Dumnezeu, în atot înțelepciunea sa, a pregătit cadrul mântuirii, dar a pregătit și personalul necesar desfășurării acestui plan. În Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, în capitolul 5, într-unul din momentele de la Sinai, când Dumnezeu vorbea prin îngeri, întreaga atmosferă de acolo se zguduia, era un cutremur și o frică de nemai întâlnit. În acele momente scrie aici, în capitolul 5, de la versetul 23, astfel: când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminților voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și a zis: iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi am auzit glasul Lui din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui, dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? După experiența aceasta, care au considerat ei că nu poate fi repetată, n-ar putea fi suportată de natura umană, ei au propus lui Moise următoarele: apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru. Apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. La această propunere, Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-a spus și Domnul mi-a zis, a zis Moise: am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta, tot ce au zis ei este bine. O, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecii ei și copiii lor. Du-te și spune-le: întoarceți-vă în corturile voastre, dar tu rămâi aici cu mine și îți voi spune toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveți să le împlinească în țara pe care le voi da în stăpânire. Luați seama, dar să faceți așa cum v-am poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit-o Domnul Dumnezeul vostru, să umblați ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Am citat în întregime pasajul acesta ca să ne dăm seama de necesitatea lucrătorilor care trebuiau să se interpună între Dumnezeu și popor. Totul a pornit de la Dumnezeu, dar a fost nevoie apoi ca Moise, Aaron, să intermedieze între Dumnezeu și popor. Și în aceeași idee, Moise zice în aceeași carte de Deuteronom: Dumnezeu va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, cu referire la Domnul Iisus Hristos. Deci, este nevoie, a fost și va fi, ca oamenii sprijiniți de Dumnezeu, chemați la slujbe speciale, să îi ajute pe ceilalți în lucrarea mântuirii. Dar, așa cum am făcut referire deja, nu sunt suficienți oameni. Este nevoie și astăzi de mijlocirea Domnului Hristos. Apoi, după cum acolo și în lucrarea Noului Testament, îngerii desfășoară o activitate intensă. Apoi, Duhul Sfânt este dat tot ca să slujească acestei intermediere, acestei lucrări în desfășurarea ei. Tot universul viu, ca ființe, participă fie în favoarea mântuirii, fie se împotrivesc planului Dumnezeu. Nu există niciun înger, niciun om care să nu fie coparticipant la această lucrare. Ori este pentru, ori este împotrivă. În acest univers, în acest context, nu se abține nimeni. Toți participă activ. Și pentru aceasta,
Vă citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 12, unde vom vedea, începând din cer și cu finalitate pe acest pământ, activitatea fiecărei părți în planul lui Dumnezeu și în conflictul care există în univers, că de aceea a fost nevoie de un plan al salvării, fiindcă se căzuse într-o criză care trebuia reparată, 12:7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și noi izbim de această realitate dură. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și stăpânirea Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârșul fraților noștri care zi și noapte părea înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit și acum trece la noi prin sângele mielului, acesta este punctul fundamental al biruinței noastre, și prin cuvântul mărturisirilor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci, este nevoie ca să fim angrenați, să luptăm activ în această luptă de partea lui Dumnezeu, având pe Fiul lui Dumnezeu în fruntea noastră. Am împărțit slujitorii în două categorii. Slujitori cerești, cum rezidă și din războiul de aici, că mai întâi s-au luptat cei din cer, și apoi slujitori de pe pământ, oamenii. Mai întâi, prima categorie. Cel care este numit în Apocalipsa și chiar profețit în Vechiul Testament că este un războinic, viteaz, un luptător, un lucrător special, este însăși Domnul Iisus Hristos. Am început de la El și cu aceasta nu spun că Tatăl nu lucrează, fiindcă însuși Domnul Iisus a spus în Ioan 5:17, Tatăl meu lucrează. Și eu vă citesc acum alt pasaj, mai concret, în 1 Corinteni 12, unde vom observa că și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt sunt comparticipanți la lucrare, pentru că nici n-ar putea să fie altfel vreunul să lipsească. De la versetul 4-6. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Deci, asta este misiunea Duhului, problema darurilor. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. El este Cel care își organizează slujitorii. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Deci, Tatăl este deasupra, dar în mod special de la Domnul Iisus în jos, putem spune ierarhic vorbind, lucrarea este dată în însărcinarea Lui și apoi a tuturor celorlalți potrivit cu responsabilitatea lor. Domnul Hristos, pe de o parte în lucrare, se ocupă la dreapta măririi în ceruri cu lucrarea de mijlocire, este un mare preot milos pentru oameni, este o primă activitate intensă și permanentă a Lui. Și vom citi din Cartea Evrei câteva versete, mai întâi capitolul 5, versetul 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucruri privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, slujba sa, ca mare preot, intermediază relațiile dintre Dumnezeu și noi, dintre noi și Dumnezeu. Rămânând în Evrei, 8:6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul a cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Este o slujbă care a primit-o de la Tatăl și care nu și-a încheiat-o încă,
și versetul 15, și tocmai de aceea este el mijlocitorul în legământ nou, pentru ca prin moartea lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos este conducător al slujbelor bisericilor ca și cap al bisericii. După cum într-un organism uman capul organizează și dictează întreaga activitate a trupului, inclusiv a părților interioare, cum ar fi alimentare, dar inclusiv a lucrărilor fizice, ceea ce privește mâinile și picioarele. Domnul organizează totul în biserică. Și vă citesc tot din Evrei 13 cu 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Deci lucrarea se exercită, se execută prin Domnul Hristos. El și-a ales ucenicii și le-a spus, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Dar pe lângă apostolii care sunt cei mai speciali lucrători ca fondatori ai bisericii, Domnul alege de-a lungul generațiilor și de-a lungul și latul pământului diferiți slujitori pe care îi cheamă și îi pune în lucrarea sa. Este normal ca el să facă lucrarea aceasta, pentru că atunci când era pe pământ, el o făcea. Și ce facem noi, exact ce a făcut el după ce el a plecat, o facem sub însărcinarea lui. El a și dat mai multe pilde când a zis că unul a plecat într-o altă țară și revine. Și apoi, după ce a investit pe oamenii diferite slujbe de administrare, le va cere socoteală. Noi în fața lui vom da socoteală de felul în care ne-am făcut lucrarea care el ne-a pus să o facem, la care el ne-a chemat, care o facem pentru numele lui și în numele lui. Așa după cum spune Petru, și când se va arăta marele păstor al oilor, vorbind prezbiterilor, 1 Petru 5, fiecare va primi de la Domnul plata pentru slujirea care a făcut-o. Hai să citim din Roman 12, unde suntem prinși toți, nu doar apostoli și prezbiteri, ci fiecare dintre noi. De la 3 la 5. Și nu uitați, v-am spus că este lucrarea Harului. Prin Harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De aceea vreau să ne gândim noi, dacă facem o lucrare, o facem sub cârmuirea Domnului. El este directorul general, arhitectul cel mare, păstorul care ne-a împărțit diferite sarcini, oi și oițe, pornind de la un singur bebelaș sau, dacă vrei, propriul tău suflet sau alte responsabilități care ne revin în lucrare în diferite momente ale vieții. După Domnul Iisus Hristos, următorul slujitor al Harului este chiar Duhul Harului. El este reprezentantul Dumnezeirii în fiecare individ, dar și în biserică. Nu doar în biserică. Dacă ar fi doar în biserică, n-ar fi cu noi când noi ne-am deplasat individual. Dar El este și la nivel individual și colectiv. Haideți să observăm cum Scriptura prezintă în Roman 8 lucrarea Duhului în individ. Aici nu se pune accentul pe desfășurarea slujbelor în biserică, ci pe faptul că fiecare trebuie să fie născut din nou în mod separat și nu depinde mântuirea ta de a nimănui, este o problemă a ta unitară,
Scrie aici de la versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Slăvit să fie Domnul pentru harul acesta. Se ocupă Duhul lui Dumnezeu de fiecare individ, de fiecare copil, de fiecare bătrân. Poate că undeva ești în cerc unor oameni care nu sunt credincioși sau unor care sunt doar religioși. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, între tine și Dumnezeu este o ordine. Tu ai părtășie cu Dumnezeu. Dar, de asemenea, întoarceți la 1 Corinteni 12. Duhul Sfânt desfășoară o activitate imensă în biserică, în colectivitate. Aici este un har de altă natură. 12 cu 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Aici nu se mai pune problema în mod individual, spre folosul altuia. Trebuie cel puțin să fie doi. Enumeră câteva daruri și apoi scrie în versetul 11, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și noi toți cunoaștem beneficiile acestei lucrări. Dumnezeu descoperă un cuvânt din Scripturi pentru un om și ne bucurăm toți de harul acesta. Dumnezeu descoperă un cuvânt profetic sau Dumnezeu face o altă lucrare specială și avem parte toți de ea. Duhul Harului ne slujește în forma aceasta. Vreau să înțelegem că nimeni nu se poate lipsi de lucrarea Duhului Harului. Lucrarea Duhului este universală, este complexă, este diversă, este absolut necesară. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, se poate observa că Duhul Sfânt n-a exclus pe nimeni, de aceea nimeni să nu se excludă singur din lucrarea colectivă ce desfășoară Duhul Sfânt. Versetul 4 mai întâi. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și Petru explică în versetul 39 căci făgăduința, titulatura sub care i-au așteptat Duhul Sfânt, aceasta este pentru voi, cum s-a și dovedit acolo, pentru copiii voștri și pentru toți ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Și după ce lucrarea s-a extins, este scris căci cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Domnul să-și lase Duhul Sfânt peste biserica sa, peste bisericile locale și astfel peste biserica sa universală din vremea aceasta. După Duhul Sfânt, notăm ca slujitori îngerii, aceste ființe alese, rămase fidele și credincioase lui Dumnezeu, pe lângă slujba specială care o fac în universul acesta, și eu nu-mi pot imagina și nimeni nu poate pretinde cât de imensă este slujba îngerilor, ce fel de activități au ei în ceruri, de mii de ani, care este întreaga organigramă a cosmosului. Știm doar, de exemplu, ce spune în Psalmul 103 și citim astfel, versetele 20 și 21. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Deci, pe lângă activitățile care le au în univers și de care noi vom lua cunoștință atunci când vom sluji în trupuri care pot să interacționeze în mod direct, dar până una altă, îngerii sunt slujitori speciali ai Harului. Vă rog, deschideți la Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14. Vorbim despre îngeri. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?
Eu am citit nu ca și cum ar mai fi o întrebare, ci ca și cum am afirmat deja aceasta, că acesta este adevăr. Noi să știți din Scriptură, îngerii se ocupă cu paza, ei aduc informații, ei duc rugăciunile noastre în ceruri, ei execută anumite lucrări care nu sunt în relație directă cu noi, dar care sunt tot în favorul nostru. Spunea Domnul că noi vom merge în cer la lucruri pregătite. Eu nu știu în ce măsură îngerii au făcut pregătiri pentru noi. Mai știu doar tot din spusele Domnului că ei se bucură enorm când cineva se mântuiește. E normal, fiindcă ei participă. Și cum să nu te bucuri de la o lucrare din care iese ceva la care și tu ai pus mâna? Ei nu se bucură doar așa că ai auzit că vecinul n-a murit și acum te bucuri că a fost vecin bun. Ei se bucură ca și cum te-ai bucurat de copilul tău care a scăpat de la moarte, pentru care ai investit și pentru care ai muncit. Ei sunt participanți direcți, activi la lucrarea aceasta. Amintiți-vă de spusele Mântuitorului, care a afirmat că atunci când va veni după noi, îngerii va trimite să ne adune. Pentru că îngerii s-au ocupat de noi. Și exact pe unde suntem noi, care este starea noastră. Și doar ne vor ridica la comanda Domnului Hristos în momentul revenirii sale. Vă rog, deschideți la Evrei 12. Suntem într-o legătură cu ei, dar nu suntem încă împreună. Noi suntem ca oameni pentru o vreme mai jos decât îngerii. 12 de la versetul 22. Noi ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, și apoi de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și într-o zi, apropierea va deveni o totală contopire a oștilor lui Dumnezeu din cer și a celor pe care aceste oști de îngeri le vor ridica. Eu cred că atunci când îngerii vor veni după noi să ne ia la cer, va fi prima operație la care noi vom vedea pe îngeri și vom putea, nu știu în ce măsură, cu Domnul prima dată sau cu ei să comunicăm. Că deja vom fi în trupuri schimbate și ne vom putea repera reciproc. Până atunci, întrucât îngerii nu acceptă închinare sau alte forme de recompensă, mulțumim Domnului pentru slujirea lor. Vreau să coborâm mai jos, la slujitorii de pe pământ, lăsând pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt și îngerii să-și facă lucrarea. Acești slujitori din cer slujesc la parametrii maximi. Acești slujitori nu fac greșeli în slujirea lor. Ei fac totul pentru mântuirea noastră. Categoriile ce vom studia de acum, fiind oameni, sunt mărginiți, limitați, pot să facă greșeli, dar sunt în curs de desăvârșire și trebuie să facă lucrarea așa cum o pot, uneori cu dragoste, alteori vorba Apostolului Pavel, de silă, dar ea trebuie făcută. Doamne, ajută-ne! Slujitorii bisericii îi vom prezenta acum și apoi ceea ce eu am numit autoslujirea și vom vedea la ce anume m-am referit. Când vorbim de slujitorii bisericii, de regulă noi ne gândim la slujitorii ordinați. Și, într-o primă idee, la ei mă voi și referi. Noul Testament vorbește despre prezbiteri și diaconi. Dacă originea diaconilor este certă și datată exact când, după momentul acela al colectivității din Ierusalim, s-a evit nevoia unor administratori, apostolii s-au adunat și citim în Fapte, capitolul 6, ce s-a decis atunci. De la versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Deci, chemarea diaconilor în planul lucrării din biserică a fost inițial una administrativă. De-a lungul istoriei, aceste nevoi au diferit ca volum. De exemplu, au fost situații de sărăcie, vremuri de după războaie, când diferite biserici s-au organizat, unii au făcut lucrarea în plan local,
alții au făcut transporturile, alții s-au dus acolo în câmpul de lucrare și au distribuit ajutoarele. Alte ori, această lucrare a trebuit desfășurată în plan local, dar ori și când a fost nevoie de ea, căci Mântuitorul a spus, pe săracii veți avea totdeauna cu voi. Și câtă vreme există oameni în nevoi, tot timpul lucrarea aceasta trebuie să fie întreținută și să funcționeze bine. Amintiți-vă că în epistole Pavel dă reglementări ce calități trebuie să aibă diaconii. Și întrucât este amintită în roman și o diaconiță cu numele Fivi, întrucât acolo, în acele condiții, după ce sunt trasate condițiile pentru prezbiter, cele pentru diaconi, scrie apoi de femei și condițiile pentru ele sunt asemănătoare cu cele de ordin administrativ, cinste, încredere, s-ar putea înțelege, fără să facem o lege din asta, că au fost de-a lungul timpului și femei diaconițe cu activitate de slujire, ceea ce este normal și binevenit în unele situații. De exemplu, când este vorba de slujirea copiilor sau de slujirea în mijlocul femeilor, ele sunt mai recomandabile. Și eu cred că unele femei pot să facă slujba aceasta la niște parametri deosebit de buni, de performanță. Eu voi aminti lucrurile acestea nu cu gând să schimb statutul vreunei organizații. Pentru că noi putem lăsa statutul așa cum este, vrea cineva să îl îmbunătățească, este treaba dumnealor, în măsura în care Domnul dă lumină, dar noi privim cum să se facă lucrurile practic. Că ar putea să fie niște oameni organizați corect după Biblie și să nu-și facă lucrarea. Într-o biserică, slujba de diaconat, nu fac numai diaconi. Pentru că după cum și atunci un Ștefan și predica, prin el se făceau și minuni, ei pot să mai aibă și alte însărcinări și alte daruri și foarte bine dacă le au. Slujba de diaconat, de administrare, o fac toți cei care au aptitudini pe linia aceasta, dar în unitate și organizare în biserică, așa au făcut-o cei de la început. Ce face cineva în plan familial sau cu banii lui, aceea e milostenia lui. Dar când este vorba să facem ceva împreună, toți cei care au chemarea aceasta, este bine să-și înțeleagă fiecare locul și să nu o facă sub dorința, dacă tot o fac, să fiu și în slujbă. Tu ești în slujbă înaintea Domnului. De aceea, fă-ți lucrarea dacă ai chemare pe linia aceasta. Dar, de unde au apărut prezbiterii? Fiindcă rezultă clar din versetele care le-am citit de aici, din 2 și din 4, că misiunea lor trebuia să fie în prim plan spirituală și să nu fie afectată de lucrarea administrativă. Ei s-au ocupat la început de asta și Pavel mai târziu a supravegheat aceste lucrări, dar i-a însărcinat pe alții, fiindcă el avea o lucrare superioară de făcut, că spiritul este superior părții fizice și lucrarea Evangheliei este primordială în fața celei de ajutorare. Întâlnim în Fapte 15, cu ocazia întâlnirii din Ierusalim, prezbiterii de acolo. Versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli, forul care exista deja și înainte de a pune diaconii, și de prezbiteri. La cui poruncă i-au pus? Că nu întâlnim vreo origine specificată. Personal cred, și lucrul acesta am văzut că este acceptat și de alții, că dacă aș avea numai eu o anumită idee, ar fi cel mai mare motiv să vă îndoiesc că nu-i bună, că nu este nimeni unic posesor al adevărului, întrucât bisericile s-au format pornind de la existența sinagogilor. Și sinagogile erau conduse de bătrânii sinagogii sau fruntașii sinagogii. Eu cred că prezbiterii sau bătrânii puși în fiecare cetate erau echivalentul în biserică a forului de conducere din sinagogă. Iată în Fapte 13, de exemplu, cum era în sinagoga din Antiohia Pisidiei. Versetul 15. După citirea legii și a prorocilor,
Fruntașii sinagogii au trimis să le zică fraților: dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Repet, aceasta este înțelegerea noastră, că prezbiterii au fost puși sub călăuzirea lui Dumnezeu, dar pe modelul acesta. După cum în fiecare sinagogă erau mai mulți bătrâni sau fruntași însărcinați cu citirea legii, în primul rând, cu organizarea slujbelor spirituale, la fel, Pavel a rânduit și puteți citi peste tot în Noul Testament, că nu spune nicăieri să pună un prezbiter și să pună prezbiter, adică subînțelegându-se cel puțin doi, sau unde este o comunitate mai mare, un grup de lucrători care să se ocupe de problemele spirituale ale comunității de acolo. Oricum, și pe unii și pe alții, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, în Scripturi, observăm din precizările Noului Testament că Dumnezeu a înzestrat frații și surorile, copiii săi, cu daruri și slujbe. Nu doar pe cei care i-am amintit, pe cei care noi considerăm ordinați, consacrați în mod special. Astfel, în 1 Corinteni 12, versetul 28, ni se prezintă felul în care Dumnezeu a conceput biserica sa. Aici se referă la biserica universală, dar este de dorit ca orice biserică, cum este a noastră mai mare, să aibă cât mai multe sau toate din aceste slujbe, rânduieli și daruri care Dumnezeu le-a lăsat în biserică. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi, apostoli. Atât la originea ei acum 2000 de ani, cât și la originea unei biserici locale, cei care pun bazele într-o zonă unde n-a fost nimeni, să nu se considere cineva apostol că a fost o biserică mare în comună la ei și s-a organizat una și în satul vecin și cei care au fondat-o acum neapărat sunt apostoli. Ne referim la un câmp de misiune nou, unde sunt trimiși pentru prima dată să deschidă lucrarea și să pună bazele bisericii, poate la un neam de oameni care n-a mai fost în contact cu Evanghelia. Al doilea, proroci, al treilea, învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Slujitori și oameni cu daruri, cum sunt numiți în epistola aceasta către Corinteni. Versetul 12 din capitolul 14. Tot așa și voi. Aici vorbește unei biserici locale acum. Fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Deci cu cât o biserică are mai mulți slujitori, mai mulți oameni cu daruri, ea se zidește mai bine, mai plăcut, comparabil. Vrei să faci o casă? Dacă ai numai un biet meseriaș și câțiva care se pricep numai să dea mortarul la mână, dar ei nu știu să-l pună pentru cărămizi. Face el săracul ce face. Poate i-aduc și la scărămizi acolo. Dar lucrarea merge greu. Dar dacă ai o echipă, oameni specializați, un maestru, apoi pe diferite lucrări, intră pe instalația electrică, instalația sanitară, toate se construiesc, nu? Așa este și o biserică. Necesită oameni calificați în lucrarea ei. Dumnezeu să-și cheme și mai departe oameni, să le dea daruri și ei să stea la îndemâna Domnului ca să le crească puterea de slujire. Nu dintr-o dată este cineva un mare lucrător. Dumnezeu în mod treptat ne însărcinează, după cum și un copil crește gradual, dar ferice de acea biserică unde sunt astfel de oameni în ea. Chiar trebuie să stăruim pentru ca Dumnezeu să dea belșug de lucrători și de daruri în biserică. Privind la slujirea care se face, vreau să amintesc faptul că ea comportă elemente de ordin uman. De exemplu, predicăm, este o vorbire, cântăm, ne rugăm, o putem face oricând, de la latitudinea noastră. Dar lucrarea presupune și elemente supranaturale. Nu poți să ai o vedenie când vrei tu, dar să cânți o cântare, poți când vrei tu. Poți să te rogi când vrei, dar o minune nu este când vrei. Dar este nevoie în lucrare să se împletească partea, zis așa, de ordin uman, cu partea supranaturală, ca să se vadă că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.
și că cei de pe pământ de care vorbim acum sunt în strictă asociere cu Iisus, cu Duhul Sfânt și cu îngerii. Iată cum se rugau cei din biserica primară. Dar mai întâi citim de aici din 1 Corinteni 14, versetul 26. Cum este văzută o biserică sub acest aspect? Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, lucrare de ordin uman, altă învățătură, dacă ea a fost deja preluată de la un alt învățător, este tot de ordin uman, altul o descoperire, deja apare supranaturalul, altul o vorbă în altă limbă, iară supranaturalul, altul o tâlmăcire, de asemenea, toate să se facă spre zidirea sufletească. În primul rând, lucrarea trebuie să se desfășoare pe fond uman, iar Dumnezeu, în momentele care El le alege, supradotează pe lucrător cu abilitățile necesare pentru ca lucrarea să fie sprijinită în mod supranatural. Dacă am sta liniștiți și așteptăm numai minuni, asta înseamnă că Dumnezeu ar trebui să-și facă lucrarea singur. Dar asta e lucrarea noastră. Pentru că Duhul Sfânt și îngerii își fac lucrarea în felul lor. Dar uneori, și lucrul acesta nu trebuie să fie izolat, ci să fie permanent, de la o scară pe care o decide Dumnezeu, care adevărat depinde de dăruirea noastră în lucrare, de scopul lui Dumnezeu pentru o lucrare anume. Trebuie, repet, să se întrepătrundă lucrarea umană cu cea supranaturală. Și acum am spus că vă citesc cum s-au rugat cei din Fapte 4 din Ierusalim pentru lucrarea aceasta. Versetele 29 și 30. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și aici o precizare. Să nu înțeleagă cineva că lucrarea este totalmente de ordin umană. Eu am zis că se face pe fond uman, dar tot Domnul ne dă descoperirea. Tot Domnul ne dă harul să cântăm și să ne rugăm. Dar e ceva, și dacă o vede cineva din afară, zice, asta e ceva normal. Și poate să nu vadă nimic în ea. Și apoi versetul următor. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Doamne, te rugăm, dă-le pe amândouă. Pentru ca să putem să apreciem, așa cum zicea Pavel despre sine în Roman 15, că toate sunt la locul lor, că harul lui Dumnezeu îi dotează în felul acesta pe slujitor, pe lucrător. De la versetul 17. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu, că n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Rețineți, El lucra prin Pavel, de aceea a zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, ca să aducă neamul la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, nu uitați acest aspect, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Deci mai întâi cuvântul tău, faptele tale și apoi semnele, minunile și intervenția Duhului Sfânt. Și astfel spunem finalul versetului 19, am răspândit cu prisosință, din belșug, Evanghelia lui Hristos. Și ca apostol, zice el în versetul următor, și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Aceia cărora nu li se propovăduise despre El, îl vor vedea și cei ce n-auziseră de El, îl vor cunoaște. Aceste activități se desfășoară în mod deosebit în cadrul adunării. Și ultimul nostru subpunct, autoslujirea. Chiar dacă suntem de unul singur într-o împrejurare, Mântuitorul chiar recomanda uneori să ne retragem într-o odăiță pentru o slujbă specială. Noi avem acces prin Domnul Iisus Hristos direct la Tatăl. Accesul nostru și autoslujirea noastră cu sens de la noi spre Dumnezeu se desfășoară prin laudă, prin cântare și prin închinare, prin rugăciune. Poți să cânți singur și să te rogi singur. Iată cum scrie în Evrei 10 despre harul acesta. Nu-i de neglijat. În Vechiul Testament, fără preot, n-aveai ce căuta la templu. Acum marele preot este acolo, noi avem și noi harul de a fi preoți și poți să te duci singur.
Evrei 10 de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Lui, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată. Dacă te duci singur la Dumnezeu, atunci înarmează-te ca un preot, echipează-te ca un sfânt, că poate uneori am vrea noi să meargă alții pentru noi la Dumnezeu, să se sfințească ei ca atare și noi să beneficiem de pe urmele slujbei lor. Tu singur trebuie să te prezinți în deplină sfințire înaintea lui Dumnezeu, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, că Dumnezeu nu se uită la ce îi spunem noi când mergem înaintea Lui și nu se uită la ce avem noi în traista amintirilor noastre. Și în ultimă instanță și partea fizică și cu trupul spălat de o apă curată. Este, repet, un har de a avea noi părtășie cu Dumnezeu. Și frații și surori, cred că ați prins asemenea momente. Când v-ați rugat solo și poate ați simțit o prezență a îndurărilor lui Dumnezeu și o ascultare a rugăciunilor. E un har. Poți să slujești tu singur. Ce ar face cei care n-au biserică unde să slujească în mod colectiv? Dar tu poți singur să te duci înaintea lui Dumnezeu cu viața ta, cu închinarea ta, cu jertfa ta. De aceea spune tot în Evrei 13:15. Prin El, adică prin Domnul Iisus, să aducem totdeauna lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui, că prin El avem acces la Tatăl. Apoi, există un sens de la Dumnezeu către noi. Astfel, prin Duhul, putem să fim învățați, putem să fim informați și poate Dumnezeu desfășura anumite lucrări chiar pentru o singură persoană. Iată cum prezintă Ioan în epistola sa, în cea din tâi, în 2:27, procedura aceasta. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Uneori simți nevoia să ceri un sfat și te duci și apelezi la un frate. Cum se explică problema asta? Cum să fac în situația asta? Dar dacă nu l-ai la îndemână și timpul te presează, poți să te prezinți la Dumnezeu și El poate să te sfătuiască, să te învețe pe tine de unul singur. Prin Duhul, ungerea, călăuzirea care ți-o dă Dumnezeu, este o lucrare prin care Dumnezeu se ocupă, repet, doar de o persoană, să o învețe, să o desăvârșească, să o sprijinească, să o sfătuiască, să o îmbărbăteze. Dar pentru aceasta trebuie să stăruim. Iată ce spune Iacov, capitolul 1, și cu aceste versete și împletesc cele două. Slujirea colectivă cu slujirea individuală. 1:21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Deci la biserică să asculți în sinceritate cu inima bună. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Pleacă de la biserică cu gând serios de împlinire. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Și acum, deja este propunere pentru slujirea individuală când merge acasă. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Doamne, ajută-ne! Închei, sesizându-ne încă o dată, să primim harul oferit prin dumnezeire, prin îngeri, prin oameni, pentru ca să ajungem o veșnicie să fim împreună cu toți aceștia, cu toți care ne-au slujit. Și slujirea se face din iubire și naște iubire. Iată ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. Și în mod special vreau să cad accentul pe slujirea noastră, că, repet, cei de sus o fac. 4:1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, care o are fiecare? După îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Doamne, ajută-ne! Fiindcă
oboseala la nivelul slujbei te face să pui armele jos și când tu nu mai muncești, rămân suflete care rămân nehrănite, neîngrijite, neridicate. Mi-amintesc, m-am dus odată la o societate de asigurări să-mi scot o asigurare pentru străinătate și cel de acolo m-a ținut minute în șir să-mi explice cât de atent este el și cât de precisă trebuie să fie asigurarea, că unul a stat o zi peste asigurare și atunci a avut un accident. Și fiindcă tot m-a ținut atât, am vrut să mă revanșez și eu și să-l evanghelizez puțin și am zis: dumneata te ocup cu protecția părții fizice și spui cât de atent trebuie să fii. Eu mă ocup cu suflete. Cât de atent trebuie să fiu eu? Iată care este lucrarea mea. De sufletul nostru și de celorlalți trebuie să grijim și să nu cădem de oboseală. Și apoi, cât pentru cei care beneficiază de slujire, versetele 14 și 15. Și știm că cel ce a înviat pe Hristos Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne împățișăm împreună cu voi. Ne vom întâlni toți care am slujit împreună. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru că harul mare, căpătat prin mulți, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, îngerii, frații, surorile, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Amin. Ați mulțumit, Domnule, pentru toți slujitorii câți aveți? Pentru toți frații care au mesaje de prorocie din adunare, ați mulțumit, Domnule, că avem proroci? Pentru toți cântăreții, mulțumim, Domnule, pentru toți predicatori, pentru toți misionari. E un har. Sunt slujitori ai harului. Domnul să-i sfințească și sprijinească cu putere. Și ultimul gând, nu te lăsa doar pe slujirea lor, fii activ, luptă-te și individual, luptă-te în har, prin har. Și iată ce spune Petru în a doua sa epistola, capitolul 1, de la versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată avantajul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduinții lui nespus de mari și scumbe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Deci, degeaba mulțumim Domnului, comparăm biserica cu o școală, ce profesori buni avem noi. Suntem la școală generală și avem profesori universitari. Dacă noi nu suntem niște elevi conștiincioși și nu muncim și noi cu manualul, să ne dăm și noi silințele, că și noi avem un har să ne luptăm pentru noi și dacă se poate să devenim și noi la vreme potrivită slujitori pentru alții. Și dacă le vom uni pe toate, scrie în final, apoi în versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, el nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Ați observat ordinea? Cine n-aduce roade, întâi leneș. Că dacă n-ai fi leneș, ai fi roditor. Și finalul? Când se numără fructele, când se va contabiliza slujirea și vei fi răsplătit, scrie aici, în versetul 11, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim oameni cu daruri și slujbe din belșug, râvnă din belșug, și intrarea va fi tot din belșug. Că belșugul a dat Dumnezeu. Noi doar trebuie să fim activi și să ne lăsăm cuprinși în această lucrare a Harului. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.